Salariații Casei Județene de Pensii Neamț protestează de două zile fiind nemulțumiți de salariile mici. Ei spun că angajații Ministerului Muncii au cele mai mici salarii dintre toți angajații ministerelor din România. Protestul a fost unul spontan și s-a desfășurat la sediul instituției. În zilele de 18 și 19 decembrie 2017, salariații Casei Județene au protestat în ziua de 18, timp de oră, între 8:30 ora 9:30, iar astăzi, 19 decembrie, până în jumătate de oră. Se consideră a fi un protest spontan, nefiind organizat de sindicat, de altfel nici nu avem sindicat. Ei și-au arătat nemulțumirea vis-a-vis de salarizarea neuniformă față de alte instituții care nu aparțin de Ministerul Muncii. Nu doar salariații Casei Județene de Pensii Neamț au protestat, ci și colegii din alte județe, dar și angajați ai inspectoratelor teritoriale de muncă. În timpul protestelor, activitatea cu publicul s-a desfășurat normal.